Vă invităm și în seara aceasta să deschidem cuvântul Sfintelor Scripturi în aceleași două texte în care ne-am uitat și joi seara. Cartea Proverbe, capitolul 24, versetul 10, spune în felul următor: Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. E vreme de necaz peste lume și am dorit să nu slăbim în vremea asta de necaz. Așa că am adăugat, am lipit lângă textul acesta, textul din Efeseni, capitolul 6, versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Amin. Vă invit să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Fratele Paul Negruț ne va conduce în rugăciunea aceasta. Ne închinăm înaintea Ta, Doamne. Și în vremea în care suntem confruntați cu forța unui virus care a clătinat temeliile lumii, când ne uităm cât de vulnerabili sunt țările mari ale lumii, conducătorii vremelnici ai lumii, cât de vulnerabile sunt trupurile noastre și cât de slabă e viața în fața unor asemenea molime, ne uităm la Tine, Dumnezeu atotputernic, Dumnezeu care stăpânești toate lucrurile văzute și nevăzute și Te chemăm în ajutor. Doamne, nu vrem să ne bizuim pe puterea noastră care slăbește, ci Îți mulțumim pentru puterea Duhului Tău cel Sfânt. Mulțumim pentru puterea învierii lui Hristos. Mulțumim că viața a biruit moartea și mulțumim că cerul a invadat pământul prin prezența Domnului și a Duhului Tău cel Sfânt. Vino, Doamne, în ajutorul bisericii Tale. Întărește credința, întărește nădejdea, întărește dragostea. Te rugăm să vii în ajutorul celor care sunt singuri acasă, celor bătrâni și în suferință, a celor care suportă greu vremea aceasta de stat închiși într-o casă. Te rugăm, Doamne, să deschizi cerul pentru fiecare și în seara aceasta te rugăm, umple casa fiecăruia cu prezența Ta. Ne-ai făgăduit că vei fi cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Ne încredem în făgăduința Ta, de aceea Te binecuvântăm, Tată, Fiu și Duhul Sfânt. Amin.